Salutare, mă numesc Andrei și acesta e un nou clip pe canal Ziua de Trișat, doar că va fi o săptămână întreagă de degustare de lucruri noi, mai mult ca un test. Și a ieșit ceva nou de la Onken, eu am gustat de la brandul acesta toate gusturile de iaurt și acum a ieșit fără zahăr, fără grăsime și plus încă și gust nou, măr și cu scorțișoară. Ar trebui să fie gustos, acum pe toamnă, iarnă, iese, cum ei numesc, gusturile acestea, spicy, care sunt cu scorțișoară și tot așa mai departe. Deja bucățele de măr le văd. Într-adevăr are bucăți de măr. Brandul face foarte calitate. Wow! Oho! Îmi place și de scorțișoară lucrurile care le conțin. Foarte gustos. Și dulce. Și măra și scorțișoara foarte puternic se simte. E destul de bun, 8 jumate din 10. Și astăzi, după antrenament, vreau să gust ceva nou. Era exact la fel, doar că de vită eu mi-am luat de găină și porc. Că în rest e la fel. Avem aici carne, pudding Yorkshire, legume, morcov cu mazăre și aici e sos de piept de pui în gravy. Așa e sos ceva, cu porc, sage and onion stuffing balls. Sage e un fel de mix de ceapă, carne de porc. În orice caz, arată interesant, turbat, nu ca așa, e interesant. Aș vrea să gust. E cartof cu cartof, dar oricum, dă-ți dăm cine știe, poate ceva diferit. A, cartof cu cartof, dar pudingul ăsta, care e faza cu el? Nimic interesant. Așa, aici avem piept de pui, gravy. Vreau să văd. Sosul e gustos, îmi place. Sosul e bun. Îți dăm bilele acestea de carne. Care e situația lor. Ah, sage stuffing. Ia, nu-i cine știe ce asta, dar sosul e bun. 7,5 în total pe medie. Și la al doilea fel, așa mi-am luat cartofi cel puțin nu înțeleg că e deasupra. Era și de găină, dar mi-am luat era de vită, de găină. Dacă m-am mâncat vită la precedent, mi-am luat de miel. Avem carne de miel mărunțită într-un sos gravy de ceapă cu morcov, ceva legume și deja cartofi sunt deasupra. Ok. Vreau să văd carnea de miel cum e. Că toate că și cartofii miros a ierburi interesante. Și carnea e ce interesant, că de obicei când luam ceva de genul erau bucăți, dar aici e mărunțită. Și da, într-adevăr, o văd că e mărunțită și cu bucăți de ceapă. Să zicem cu o bucată de cartof. Interesant, ceva ierburi interesante. Schimbă gustul și gravy-ul e mai diferit ca la precedentul. E plus minus 7 jumate ca și precedenta. E interesant în orice caz. Avem și mazăre. Merge. Ca de obicei eu cu ceva nou după antrenament, am găsit niște cereale care niciodată n-am gustat așa combinații. Cum se numesc? Fruit Loops, cu gust de fructe. Sunt cereale mixate de grâu, făină, orez și ovăz și într-un fel cu gust de fructe trebuie să fie. Miroase toxic, ca și cum sunt colorate, într-adevăr. Miroase foarte puternic, adică multe fructe. Să vedem chiar dacă diferă cerculețele astea. Galbene. Ar trebui să fie de lămâie ceva, nu știu. Acestea poate vreun blueberry. Că care este diferența? Nu vezi de mai este verzi? Diferența e minimă. Aduce ceva dulce, ceva de fructe. Ca un fel de Skittles. Crocante. Textura îmi place.
Și gustul nu e rău. Eu își punem pe 7,5. Pentru că am mâncat și mai gustoasă. Adică 8, 8,5, încolo nu e prea departe. 7,5 e perfect. Dar nu sunt rele, îmi plac. 7,5 asta nu-i notă rea. Și am aici ca sursă de proteină, coarc, scorțișoară, un pic de îndulcitor, pentru că acesta nu-i dulce. Și probabil am să dau cu niște lapte, am să văd. Mie îmi place așa când e crocant, ca pe niște chipsuri le mănânc. Și să continuăm cu lucruri noi, care la masă, în continuu să le mănânc în fiecare zi ceva nou. Am găsit de Halloween, Fanta neagră, e de portocaliu, credeam că e de alt gust, dar e scris cel puțin de portocală, dark orange. Și mi-e interesant să văd ce gust are. Miroasa portocală, ca de obicei, dar mai este ceva diferit. E parcă de portocal, dar oricum ceva se simte diferit, dar nu tare, tare mult. O picătură. Probabil că însuși culoarea cei dă negreața, aceeași se simte. Aici deja clasic brânză de vacă cu ananas. Asta e destul de bun, mănâncă în fiecare zi și ceva. De-aia ca asta, de la brandul Soren, eu am mâncat copturile acestea, chiflile acestea, de banană cu stafid, am mâncat de tofi, de căpșune, de măr, de toate am mâncat, dar asta e de căpșune, de asta încă n-am mâncat, cu bucăți de ciocolată chip. De asta încă n-am mâncat, am văzut-o nouă, și din toată linia, doar asta nu le-am gustat. Ce îți primești că e cu cacao însă și aluatul. Trebuie să fie interesantă. Miroase ca cea clasică, nu văd mare diferență. Sigur, e neagră. Aroma de cacao, bucăți de ciocolată. Nici cea mai bună din serie. Clar cu stafide cu banane e bună. Dar cum se simte bucăți de ciocolată neagră? Pe 7,5 din 10. Și m-am întors iar cu ceva nou și ediție limitată, cum îmi place mie. Am gustat din seria asta de la Nestlé, ei aveau un singur gust de Shredded Wheat. Era cu miere de albine și cu nuci. Acum au ieșit cu fructe roșii și vanilie. Avem căpșună, zmeură și cranberry. Trei lucruri, adică mixate în interior dulciuri, nu, dulceață, așa arată. Prins că cereale de grâu cu dulceață. Am gustat ceva de genul de la alt brand și am vrut să văd de la acesta cum e. M-a atras ediția limitată. Și plus că e nou, că într-adevăr e nou, că eu le știu toate cereale, toate le-am gustat. El nu spre vede, dar în mijloc este un pic dulceață. Ca și celelalte, n-aș spune că cine ce ești super, 7,5 din 10. Spate și mai bine. Pur și simplu textura nu e crocant cum îmi place mie la cereale. Dar o să meargă. Am aici 3 unități, 250 de grame de iaurt. Un pic de îndulcitor să fie mai dulce. Și să începem. Asta a fost tot pe acest clip. S-a terminat deja săptămâna. Nu mai am nimic de gustat. Deja următorul clip am să filmez un cheat day, așa, nu de 10.000 de calorii, dar unul mai light, pentru că 10.000 e prea mult. Acum sunt la masă și nu pot să mănânc mult. Așa că dacă v-a plăcut, dați un like, ceva propunere în comentarii și ne vedem în următorul clip.